Ce este un narcisist ascuns? Este vorba despre narcisiștii care sunt cei mai des întâlniți și anume sunt acei oameni care vor să pară altceva decât sunt. În profunzime, aceeași trăsături ca narcisicul grandios, adică are importanță de sine foarte crescută, exagerată, care nu este neapărat bazată pe realitate, are această atitudine că îi se cuvine și în special îi se cuvine dreptul să te exploateze, mai ales pe cei apropiați, și al treilea lucru, că nu are empatie, nu simte ceea ce simți tu și este foarte greu să se pună în locul tău sau în locul celor apropiați care îi servesc. O astfel de persoană, pentru că în profunzime este narcisică și are o părere foarte bună despre ea, dar pentru că viața nu i-a oferit situația sau șansa să fie un narcisist grandios care să aibă cu ce se mândri, practic este un narcisist introvertit care nu vrea să lase să se vadă această grandiozitate, din contră, el vrea să pară o persoană modestă, care adesea pozează în victimă, care viața i-a jucat feste și caută mereu să atragă atenția prin lucrurile negative care îi se întâmplă sau cât de dezavantajat a fost el sau ea față de viață, de concurență sau de faptul că a fost născut într-un anume familie, care vrea să pozeze într-o persoană cu calități morale, în primul rând, cu mai multe calități decât are, vrea să pară o persoană foarte candidă, blândă, bună, cu inimă mare, care are compasiune, care are înțelegere pentru ceilalți. În schimb, asta este masca pe care o afișează în exterior, pentru că toți narcisici au o mască și, în special, covert narcisist, adică narcisistul ascuns, are o mască foarte bine șlefuită, știe ce vrea să arate celorlalți despre el, în comparație cu narcisistul grandios, care se arată cumva așa cum este și nu-i pasă ce cred ceilalți. Narcisistul ascuns vrea să pară mereu altcineva, este alunecos, manipulativ, se folosește de aceleași tehnici de a se fofila, de a se ascunde și este manipulativ mai ales cu membrii familiei, cu cei apropiați care din contră îl slujesc și sunt aproape și cu aceștia din imediata lui apropiere are cea mai mare atitudine de misecuvenism. Narcisist ascuns trăiește foarte mult sub auspiciile invidiei și comparației. În secret, se compară foarte mult cu oameni pe care îi admiră sau pe care chiar îi consideră mai proști ca el sau cu mai puține talente, cu mai puține abilități și invidiază pentru că alții au succes sau au reușit lucruri pe care nu le-a reușit. Și această comparație îi autoalimentează această stare de victimizare și de a poza într-o victimă nefericită a sorții,